Aș vrea să știu când ați înființat plantația, ce suprafață aveți aici și de ce v-ați orientat spre cultura de lavandă. Prima dată am înființat hectarul pe care stăm acum, în anul 2015. Și ca să vă spun așa o scurtă poveste, noi ne-am apucat de cultura asta de lavandă. Dacă ne-ați fi întrebat acum 10 ani, poate nici nu știam cum arată lavanda sau cum se întreține cultura de lavandă. Dar având actuali asociați, prietenii mei plecați în afara țării, ei vizitaseră niște culturi de lavandă acolo. Eu vizitasem niște culturi de lavandă în țară și am zis că, bă, hai să încercăm și asta, hai să plantăm primul nostru hectar. Primii 3 ani au fost crunți pentru că nu știam nimic despre agricultură. Noi venim din domenii paralele total, horticulturii sau agriculturii. Și am înființat primul hectar, au urmat 3 ani în care am învățat, 3 ani în care am stat pe la Facultatea de Agronomie să ne rugăm de toți specialiștii de acolo să ne învețe cum să lucrăm planta asta și cum să dezvoltăm produsele. Astăzi avem aici 5 hectare, exact în suprafața asta, și 5 hectare în județul Bacău, urmând ca la finalul acestui an să mai plantăm 10 hectare în Bacău. Ce ați făcut prima dată? Ați scos pe piață produse făcute pe bază de lavandă, ați vândut butaș? Cum ați procedat ca să vedeți cam care ar fi piața? Inițial, Veronica, pe care o cunoașteți mai târziu, ea era pasionată de produse cosmetice naturale și produse de lavandă. Noi inițial am făcut plantația asta strict pentru ulei esențial. Ne-am gândit că este o piață bună să vindem ulei esențial angro în afara țării, de exemplu, pentru că în țară nu era un ulei la vremea respectivă foarte popular. Și prima dată am făcut ulei esențial din hectarul ăsta, de asta am așteptat 3 ani de zile să vedem exact când ajunge planta la maturitate și ce cantitate de ulei vom produce, astfel încât să reușim să ne facem un plan de business cât mai realist. Și în toți acești ani, din 2015 până acum, Veronica s-a jucat cu uleiuri, cu produse naturale, astfel încât anul trecut am reușit să scoatem pentru prima dată produsele cosmetice pe piață. Deci prima dată am vândut ulei esențial, apoi ne-am dezvoltat peperina de butaș și apoi în final produsele finite. Uleiurile esențiale și cam ce cantitate ați produs în cel mai bun an? Noi avem în astea 10 hectare pe care le avem plantate acum, 60% din suprafață e în primul an. Și atunci, în primul an, cantitatea de ulei esențial este zero. Anul trecut am scos undeva la 20 de litri de ulei esențial. Să zic 150 au plecat angro și restul de 50 sunt laboratorul nostru pentru produse cosmetice. Sunt foarte multe informații pe internet, de exemplu, sau la diversi producători vis-a-vis de cantitatea de ulei rezultat după un an de zile. Contează foarte mult clima, contează foarte mult cum e lucrată, cum e întreținută, ce tratamente se aplică, dacă se aplică. Dar la soiul pe care îl cultivăm noi, noi n-am scos, nu știu, mai mult de 60-70 de litri pe hectar pe an. Deci, practic, sunt niște informații eronate și un pic umflate. Da, n-aș spune neapărat eronate. Să atragă cât mai mulți. Nu știu dacă sunt realiste. Nu le-aș spune eronate, dar nu știu dacă sunt realiste. Pentru că, probabil, nu știu, cu îngrășământ chimic putem ajunge la cantitățile astea. Dar noi, optând pentru agricultură ecologică, cât ne oferă pământul, atâta recoltăm. Deci, Da, suntem în conversie ecologică acum. Noi lucrăm de când am înființat cu plantația ecologic, doar că anul ăsta am fost îndrumați să ne și certificăm și atunci noi nu avem cum să controlăm cumva cantitatea de ulei rezultată sau de floare. Comercializăm și floare și atunci nu putem controla lucrul ăsta. Dar cum reușiți să faceți asta în momentul cultivării, în momentul recoltării? Pentru că știu că era o problemă cu forța de muncă, având și plantele ecologice, trebuie să faceți totul cât mai, tot manual. Da, noi inițial am lucrat ecologic. Asociații mei iubeau cultura asta ecologică. Eu nu eram atât de atașat de produse ecologice. Dar am lucrat ecologic pentru că nu știam cum să lucrăm altfel. Noi văzusem la bunicii noștri că se lucrează cu sapa, cu tractorul, cu motocultorul.
Și nu cunoșteam o schemă de tratament pe care să o aplicăm. Și am, după aia am văzut beneficiile unei culturi ecologice și a produsului final finit ecologic și am zis că vom lucra așa. Cu forța de muncă, da, a fost cea mai mare provocare a noastră aici, pentru că suntem la o oră distanță de Iași, la 40 de kilometri. Norocul nostru a fost că am creat o emulație în jurul culturilor, adică sătenii au fost cu noi de la început, le s-a părut interesant, ei cultivând porumb, grâu, floarea soarelui până acum, le s-a părut o plantă interesantă și atunci cumva ei sunt parte integrată a business-ului nostru. Dacă o să mergeți prin sat și o să întrebați pe cineva de cultura de lavandă, o să vă spună foarte mult, da, eu am fost acolo, eu am plantat-o, e cultura mea. Toți au poze aici, au Facebook, adică e... Și da, și cumva acum chiar noi primim acasă solicitări. Când începem? Când? Mai ales anul ăsta că au întârziat lucrările agricole din cauza ploilor. Foarte mulți au venit și ne-au întrebat, când vine echipa? Când ne apucăm de treabă? Deci din punctul ăsta de vedere aș spune că suntem norocoși. Vorbim la 5 ani după înființarea primei culturi. Adică primii ani am fost noi trei care am muncit aici, atât. Și... Da. Depinde. Acum, la prășit, de exemplu, noi prășim mecanizat, pentru că avem tractor și utilaje de prășit. La plantat, nu plantăm mecanizat, plantăm manual și atunci avem nevoie pentru un hectar de 8-10 oameni, depinde de ritmul fiecăruia, 2 zile de muncă. Iar la recoltat, recoltăm tot semi-mecanizat, ca să-i spun așa, avem nevoie și de utilaj și de oameni, cam, nu știu, cu 6 oameni, 6-7 oameni un hectar pe zi. Da, numărul mare, dar important este că aveți noroc că îi găsiți. Avem noroc că îi găsim, la un moment dat, chiar am avut solicitări din statele învecinate, pentru că au văzut, băi, ce-i planta aia, vreau și o să lucrez acolo. Cumva a fost important că am reușit cumva să ridicăm plafonul ăsta al cheltuielii zilnice cu zilierii și atunci ei sunt mulțumiți să lucreze aici pentru că sunt bine plătiți și au oarecum stabilitate. Acum planta e în condiții optime de dezvoltare? Da, acum iese din repaus vegetativ și după cum vedeți începe să înverzească. Noi aproximăm că undeva la finalul lunii iunie ea va înflori, pentru că în mod normal ar înflori în prima parte a lunii iunie. Acum, credem că undeva la final sau chiar la începutul lunii iunie vom avea cultura înflorită. Și vreți să mai ființați încă 5? Încă 10. Da, încă 10 hectare în Bacău și nu cred că ne oprim aici, pentru că asta ne place să facem. Considerăm că e important ca să poți fi competitiv pe piața și vorbesc aici și de piața produselor cosmetice, dar și de piața uleiului esențial brut. Ca să poți să fii competitiv, trebuie să ai o suprafață cultivată cât mai mare, astfel încât produsul tău să nu treacă prin foarte mulți intermediari și tu să poți să vinzi direct clientului final. Veronica, ne aflăm în laborator, în spațiul unde produci produsele pe bază de lavandă, unde meșterești aceste produse. Aș vrea să vorbim mai mult despre asta, să ne zici cum ai reușit să găsești rețetele potrivite. Tu ești atestată ca și cosmetician și alte produse naturale. Da, pasiunea pentru produsele naturale a început acum vreo 7 ani, pe când locuiam încă în Londra. Și de ce am ajuns la produsele naturale? Tocmai din cauza problemelor pe care le aveam cu tenul și căutând soluții de a atenua aceste probleme fără a apela la produsele chimice și la diferite medicamente pe care medicii mi le prescriau. Am cercetat foarte mult la momentul respectiv tot ce ține de săpunuri și am decis că de ce nu să și încep să fac unul, cât de greu poate să fie. Am cumpărat o carte, pentru că la momentul respectiv informațiile pe internet nu erau chiar atât de multe precum găsim astăzi. Și am ales rețeta cea mai simplă, pentru că cu cât e mai simplu, clar nu poți să dai greș. Și am respectat-o cu strictețe. Am așteptat cele 24 de ore pentru a se usca săpunul și entuziasmul meu era foarte mare pentru că nu știam exact cum o să arate în interior. Iar când am tăiat prima felie, a fost foarte, foarte entuziasmată de rezultat.
După care am așteptat 4-6 săptămâni pentru a se usca. Ce pot să vă zic este că, clar, după primele utilizări, pielea mea, clar, a fost vizibil mai plăcută. Cum am ajuns a produce săpunuri pentru piață, să spunem, pentru vânzare? Am început să le produc la insistențele lui Gabi, pentru că a spus că trebuie să profităm de acest aspect. Și dacă nouă ne face foarte bine, pentru că am testat întâi pe noi prieteni cunoscuți, atunci de ce nu să împărtășim și cu ceilalți din jurul nostru? Pentru că pentru mine cel puțin contează foarte mult ceea ce mâncăm, stilul de viață să fie cât mai sănătos, clar atunci contează și ceea ce punem pe piele. Și asta am dorit să și transmitem clienților. Dar vorbeam că sunt importante inclusiv apa folosită pentru produsele pe bază de lavandă, dar și materia primă în general, ce folosești pentru producerea unui săpun, ape florale. Voi, de exemplu, testați anual produsele ca să vedeți exact ce conținut au, dacă păstrează acea calitate. Exact. Apa distilată este testată anual, iar săpunurile sunt testate o singură dată, având o singură rețetă pe care trebuie să o respectăm clar de fiecare dată, are nevoie de un dosar cosmetic și o notificare pe portalul european de cosmetică. Ingredientele, clar, sunt cele mai importante, iar noi acordăm o importanță calității ingredientelor pe care le folosim și, clar, a produsului finit. Da. Câte produse aveți acum și dacă vreți să mai adăugați, sau momentan e ok, ați observat că piața e acoperită, adică cererea e acoperită de ofertă. Momentan avem 10 produse, incluzând și siropul de lavandă, dar clar vom dori să aducem mai multe pe piață și numai că totul durează. Întâi testăm, experimentăm și apoi producem. Bun, Andrei, hai să vorbim despre începuturile afacerii. Ok. Cum ai văzut tu, ca și idei de business, o plantație cu lavandă și dacă așteptările de la această afacere sunt cele pe care vi le-ați avut de la început, pentru că fiecare își face un plan de business, știi exact. Da, inițial noi am început probabil ca și mulți alții cu reportajele de la televizor și am zis că hai să încercăm. Inițial am început aici în grădină cu în jur de 1000 de plante, după care al doilea an, după ce Gabi și-a dat seama, noi eram plecați în afară și-a dat seama de ce trebuie făcut, am început cu un hectar. Am avut așteptări foarte mari într-un timp foarte scurt, dar după aia ne-am dat seama că agricultura nu e chiar atât de simplă. Dar nu ne-am descurajat și am mers mai departe și momentan, da, pot zice că suntem într-un loc ok. Mai avem mult de muncit, dar e o cale lungă, dar bună. O să ajungem departe. Aici e terenul cu butași. Da. Ceea ce vedem în spate sunt butașii și aș vrea să spun cum merge vânzarea butașilor. Aveți și anunț pe gara, adică da, 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 da. Avem, ușor au început să apară clienții și aici avem undeva fix 60 de sere, capacitate undeva la 6-7 hectare. Inițial am început să punem butaș doar pentru noi, căci nu am vrut să cumpărăm de la alții, am vrut să producem noi de la A la Z. Dar între timp am primit o cereri de vânzare și am zis că ok, împăcăm și una și alta. O mare parte de aici probabil o să replantăm noi și dacă o să avem cereri de vânzare, cu cea mai mare plăcere o să le onorăm. Cum a fost trecerea de la munca dintr-un birou la cea de la nu știu, aș putea teren. Să-ți arăt mâinile, să le vezi.
mai relaxant. Da, cum să, ca să o zic frumos, la sfârșitul zilei ai o satisfacție mai ok decât în moment, decât cea din momentul în care ieși din pe ușa biroului. Deși ziua de muncă e mult mai lungă, undeva de la 7-8 dimineața până 7-8 seara sau chiar mai mult. Dar e ok, la sfârșit de zi chiar vezi o schimbare, depinde de proiect. E ok, e ok. Mai încă o întrebare, sunt clienți care vin și din afara Iașului și cu Vârbutaș? Da, am avut cereri, am avut. Chiar din sudul țării, destul de departe de noi. Sunt câteva și cred că și prin Cluj am avut, Gabi e mai la curent cu toate datele astea. Avem cereri de peste tot. Ok, numele